Până la începutul anilor 30, viața de noapte din Viena era plină de petreceri extravagante, la care participau atât membrii ai înalte societăți din Imperiul Austro-Ungar, afaceriști, bancheri și antreprenori, cât și străini veniți din toate colțurile continentului, fascinați de multiculturalitatea orașului. Nu rare erau ocaziile când petrecerile de noapte se lăsau cu un dezmăț total și se transformau în adevărate orgii, care avea un plan central, o văduvă misterioasă, de o frumusețe nemai văzută, urmată la tot pasul de un alai de admiratori și îmbrăcată tot timpul numai în rochii negre. Nimeni nu-i cunoștea povestea de viață și tot ce se știa despre ea era mai mult din bârfe, multe dintre ele spunând că soțul ei, un nobil bogat, ar fi murit imediat după căsătorie și a rămas văduvă de tânără. În aceeași perioadă, când la Viena văduva tânără și frumoasă făcea ravagii în viața de noapte a orașului, la o secție de poliție din Belgrad, o soție îngrijorată declară dispariția soțului ei de mai multe zile. Acesta era un faimos bancher sârb care pleca deseori în călătorii de afaceri și tot timpul se întorcea acasă la nevastă după numai câteva zile și, dacă întârzia, trimitea vorbă care să anunțe că va lipsi mai mult decât era stabilit. De data asta însă, lipsea de prea mult timp și soția nu primise niciun mesaj de la bărbat care să anunțe starea lui, ceea ce o făcea pe nevastă sigură că acesta ar fi pățit ceva mult mai grav. Te întreb care este legătura dintre cele două povești, nu? Iar eu, Matei, de la Travelul de Matei, o să am grijă să-ți răspund la întrebare în minutele care urmează. Înainte de toate, nu uitați să vă abonați dacă vă place seria noastră de pe YouTube și vreți să ne susțineți pe mai departe. De asemenea, nu uitați să activați notificările din clopoțelul care vă anunță de fiecare dată când apare un nou român celebru de necunoscut. Bun. Totul începe în 1903, în București, când o familie formată dintr-un influent om de afaceri ungur și o tânără care făcea parte din rândul nobilimii maghiare din România, dau naștere unei fetițe frumoase și sănătoase. Din păcate, tânăra mamă nu se bucură foarte mult de fetița ei și moare după câțiva ani de la naștere, iar copilul rămâne în grija tatălui. Acesta, însă, nu-i acordă prea multă atenție micuței Vera, așa cum era ea numită, fiind mai mult plecat în călătorii de afaceri. Fetița rămânea deseori de una singură și unica alinare pe care o găsea era în cățelușul ei, pe care îl primise de la părinții ei când era mai mică și cu care se juca zilnic. Până într-o zi, când îl aude din greșeală pe tatăl său vorbind cu un amic. Acesta îi spunea că se gândește foarte serios să dea câinele altcuiva pentru că făcea prea multă gălăgie și mizerie. Întristată de cele auzite, Vera își ia cățelușul în grădină, se joacă pentru ultima oară cu el și apoi îl omoară. Merge la tatăl său și îl anunță că nu mai era nevoie să-l dea pentru că îl omorâse. Întrebată de ce a făcut asta, Vera răspunde sec, că nu ar fi putut să suporte ideea că micul cățeluș va avea un alt stăpân după ea. Anii trec și copilăria Verei în București era din ce în ce mai tristă, iar tatăl ei plecat din ce în ce mai des. Dar, după ce împlinește vârsta de 13 ani, Vera și tatăl ei se mută la moșia familiei din Berkerecul, orașul Zrenjanin, de astăzi din Serbia. Vera este înscrisă la o școală de fete din localitate și tatăl ei spera că acest lucru să-i fie benefic fetiței și să nu-i mai simtă atât de mult lipsa când este plecat. Lucrurile însă nu se întâmplă întocmai. Lipsa tatălui din viața ei și moartea mamei au creat în Vera o nevoie continuă de o prezență masculină protectivă în viața ei. Nevoie ce a condus la un comportament sexual deviant de la o vârstă foarte fragedă. Vera începe o serie de aventuri amoroase în care sunt implicați de la elevi, colegi de-a ei, studenți și până la bărbați căsătoriți mult mai în vârstă decât ea. Scandalurile sexuale în care se implică creează vâlvă în presa locală a vremii și Vera obține un renume nefericit. Practic, până la vârsta majoratului, aceasta se putea mândri cu un număr impresionant de parteneri sexuali și amanți. Într-o perioadă a istoriei în care subiectul era unul cât se poate de tabu. Se spunea chiar că nu există dimineață în care să nu fie prinsă de către supraveghetorii internatelor în patul vreunui băiat și nici măcar influența tatălui și intervențiile sale nu au reușit să oprească nenumăratele scandaluri care apăreau în presă. Din fericire, viața destrăbălată a Verei se încheie în momentul în care aceasta se îndrăgostește de Carl Schick, un influent bancher austriac cu care ajunge să se căsătorească, contrar a ceea ce credea toată lumea că se va întâmpla. Vera se schimbă complet,
renunță la escapadele amoroase și devine o soție iubitoare și atentă. Totul culminând cu nașterea unui fiu pe care îl vor numi Lorenzo. Viața părea că se îndreaptă către o direcție bună pentru Vera, dar sechelele rămase din copilărie încep să o afecteze. Aceasta devine suspicioasă la adresa soțului ei și crede că o înșeală pentru că era plecat destul de des în călătorii de afaceri, așa cum făcea și tatăl ei odinioară. Vera devine deprimată și se plânge în continuu cunoscuților ei, povestindu-le ceea ce credea ea că se întâmplă în căsnicia ei, până într-o zi când, foarte îndurerată, își anunță apropiații că soțul ei a părăsit-o fără să-i spună nimic. Prietenii încercau să o încurajeze, spunându-i că poate e plecat într-o călătorie mai lungă și se va întoarce la un moment dat. Dar Vera le răspundea tot timpul, obsesiv chiar, că soțul ei nu va mai reveni niciodată. Fiind convinsă de acest lucru, Vera începe să poarte doliu pentru o perioadă de un an de zile, deși nimeni nu dovedise vreodată că soțul ei ar fi murit. Considerând că a trecut suficient timp de când era singură, Vera ia decizia să revină în societatea austriacă și ia drumul Vienei pentru a participa la cât mai multe evenimente mondene. Fiind în continuare destul de tânără și considerată de o frumusețe rară, aceasta începe rapid să strângă admiratori în jurul ei, dar doar unul dintre pețitori îi atrage atenția în mod special. Era vorba de Joseph Renzi, un nobil bogat care era recunoscut în lumea mondenă pentru frumusețea lui, dar și pentru numărul mare de amante și iubite pe care le avusese. Cine se aseamănă, se adună. Pentru că se potriveau unul cu celălalt, cei doi se îndrăgostesc iremediabil și după o foarte scurtă perioadă de timp, decid să se căsătorească. Faptul că Vera nu-și declarase niciodată soțul ca fiind mort, deși purtase doliu, era totuși un impediment pentru viitoarea căsnicie. Mai ales că nu se dovedise niciodată că dispariția fostului soț era cauzată de o eventuală trecere în neființă. Chiar și așa, pentru a se putea căsători cu Joseph, Vera merge la poliție și declară că domnul Chic a murit într-un accident automobil în București în urmă cu un an. Surprinzător, autoritățile consideră adevărate cele declarate de proaspăta văduvă, din simplu motiv că aceasta făcea parte dintr-o familie respectabilă și n-ar fi avut niciun motiv să mintă. Se întocmesc actele de deces ale lui Carl Chic și Vera este liberă să se mărite cu Joseph și să devină doamna Vera Renzi. Din păcate însă, proaspăt în surăției nu se bucură prea mult de liniște, pentru că Joseph își reia activitatea de Casanova al Vienei și își înșeală în mod repetat noua soție. Evident că veștele nu întârzi să ajungă și la urechile Verei și aceasta, într-un acces de furie, îl amenință cu moartea pe Joseph, dacă acesta nu renunță la ieșirile sale extraconjugale. Tânărul nu o ia în serios, considerând că scumpa lui soție este doar nervoasă și continuă să o înșele, până în momentul în care se îmbolnăvește și cade la pat, lovit de o boală necunoscută. Vera uită de problemele din familie și își face datoria de soție atentă și iubitoare, îngrijindu-l pe Joseph zi de zi. Dar după câteva luni, timp în care nimeni nu mai știa nimic despre cei doi, Vera este văzută purtând doliu din nou. Lucru ce, iarăși, într-un mod cu totul surprinzător, nu provoacă niciun semn de întrebare din partea autorităților. Fără nicio urmă de Joseph, lumea se mulțumește să presupună că acesta ar fi murit. De data asta, tânăra văduvă nu mai așteaptă un an de zile ca să treacă perioada de doliu și revine rapid în viața de noapte a capitalei Imperiului. Participă la petreceri îmbrăcată doar în rochii negre, iar aceste petreceri aveau prostul obicei să se transforme în adevărate orgii, având un prim plan pe Vera, care era însoțită tot timpul de o ceată de bărbați. Din când în când, aceasta se mai rătrăgea la conacul ei din Berkerecul cu câte un tânăr domn chipeș. Dar localnicii erau deja obișnuiți cu aventurile ei amoroase, încât nu mai băgau de seamă și nu interveneau cu nimic în viața văduvei negre. Majoritatea bărbaților aduși de aceasta la conac erau străini veniți ocazional în Viena. Și în decurs de aproape 10 ani de zile, se spune că aproape 30 de bărbați îi trec pragul casei. La un moment dat însă, Vera se îndrăgostește din nou, de data asta de un alt bancher sârb cu numele de Milorad, mai în vârstă cu 20 de ani decât ea. Dar cine suntem noi să judecăm? Dragostea nu are vârstă. Problema era că Milorad, spre deosebire de ceilalți bărbați aduși acasă de Vera, era căsătorit și, ca să poată să petreacă mai mult timp cu amanta lui la conacul din Berkerecul, își minte soția că pleacă într-o călătorie de afaceri. Ceea ce și face, dar zilele trec și Milorad nu se mai întoarce acasă. Soția acestuia începe să-și facă griji, mai ales că știa că Milorad ar fi anunțat-o printr-un mesaj dacă ar fi întârziat acasă mai mult decât planificase, așa cum făcuse și cu alte ocazii.
Speriată de gândul că soțul ei ar fi pățit ceva grav, soția lui Milorad își folosește influența și află că, de fapt, acesta n-ar fi plecat cu afaceri și s-ar fi dus acasă la amanta lui. Merge la poliția din Belgrad și declară dispariția soțului, împreună cu informațiile că a fost văzut ultima oară la conacul din Berkerekul. Investigatorii merg la adresa indicată de femeie, unde o găsesc pe Vera singură. Ceea ce îi surprinde însă mai mult este că aceasta se aștepta ca ei să vină. Luată la întrebări despre Milorad, Vera recunoaște cu nonșalanță că îl cunoaște. Ba mai mult, începe să scrie o declarație prin care recunoaște că cei doi erau amanți și că, atunci când a aflat că acesta era căsătorit, ar fi pus punct relației și l-ar fi rugat pe Milorad să plece înapoi acasă. Doar că la plecare, acesta ar fi declarat că este extrem de rănit de această decizie și ca atare va comite un gest necugetat, lăsând de înțeles că s-ar sinucide. Pentru că în acea perioadă cazurile de infidelități și părăsiri de domiciliu erau destul de dese în societatea burgheză, polițiștii consideră încheiată investigația și se mulțumesc cu declarația scrisă a Verei. Dar soția lui Milorad nu e de acord și e de părere că declarația nu era suficientă pentru a dovedi dispariția soțului, așa că se hotărăște să înceapă o investigație pe cont propriu, folosindu-se de propriile ei resurse. Această investigație urma să o conducă către niște informații extrem de valoroase și ajunge să descopere că primii doi soți ai Verei au dispărut fără urmă și fără să se dovedească vreodată moartea acestora. Ba mai mult, nici de fiul său Lorenzo din prima căsătorie nu se mai știa nimic de ceva vreme. Și ca un făcut, în timp ce căuta prin hainele soțului rămase acasă, găsește într-un buzunar un bilet scris de Vera prin care se dovedea că aceasta știa de căsnicia lui Milorad cu mult înainte ca cei doi să se întâlnească la Berkerekul. Cu aceste noi dovezi și informații, soția bancherului dispărut se întoarce la secția de poliție și convinge pe investigatori că trebuie să revină la conac și să reia cercetarea cazului. Aceștia încep o a doua anchetă și pornesc către Berkerekul. De data asta însă, Vera este mai puțin calmă decât era la prima întâlnire cu polițiștii și, în momentul în care este întrebată din nou dacă îl cunoaște pe Milorad, aceasta oferă un răspuns delirant, susținând că nu l-ar fi cunoscut niciodată. Pusă față în față cu propria declarație scrisă de mână și bilețelul găsit în haina lui Milorad, Vera se panichează și începe să urle că nu a omorât pe nimeni, în condițiile în care nimeni nu acuzase de acest lucru. Fiind un semnal de alarmă pentru ei reacția femeii, polițiștii încep căutările în conac, dar nu găsesc nimic. Singurul loc rămas necercetat era cripta familiei din curte, încuiată cu o cheie pe care Vera o avea în posesia ei tot timpul. Rugată să îi însoțească până în criptă și să deschidă ușa, ea realizează că nu mai are nicio scăpare și se conformează. Odată intrați în criptă, polițiștii rămân șocați de ceea ce găsesc. În criptă erau 35 de sicrie din zinc, dispuse în formă de cerc, iar în mijlocul cercului era un fotoliu cu o măsuță pe care se găsea un sfeșnic cu lumânări și o cupă de șampanie. Fiecare sicriu avea o etichetă pe care era notat numele fiecărui ocupant. Rugată să ofere explicații, Vera începe să facă turul sicrielor. Cu o atitudine rece și distantă, începe să prezinte fiecare victimă în parte și modul în care a fost ucisă. Povestește că și-a omorât primul soț, pe Carl Schick, cu o doză mare de arsenic turnată din plin în paharul de vin. Pe al doilea soț, pe Iosef Renzi, l-ar fi ucis cu doze mici de arsenic puse în cină și paharele de vin pe care ei le prepara chiar ea și cunoaște că, spre deosebire de ceilalți, l-ar fi închis pe Iosef în sicriu cât încă era în viață. Au urmat proprietari de terenuri, aventurieri, oameni de afaceri, spioni și bancheri pe care i-a cunoscut în timpul petrecerilor din Viena și pe care i-ar fi adus la conacul din Berkerekul, de unde nu au mai plecat niciodată. Cât despre Milorad, recunoaște că, pe lângă doza de arsenic, a fost nevoită să folosească și strignină, ca să aibă efect mai rapid. Poveștile Verei culminează cu prezentarea sicriului cu numărul 12, sicriu care o mișcă într-atât de mult încât izbucnește în plâns. Era vorba de fiul ei Lorenzo, pe care a fost nevoită să-l ucidă pentru că aflase de criptă. Întrebată de fotoliul și măsuța cu șampanie din mijlocul cercului, aceasta recunoaște că avea o satisfacție stranie știind că era ultima femeie din viața acestor bărbați și cobora deseori în criptă ca să bea un pahar de șampanie și să stea de vorbă cu fantomele celor omorâți. Făcuse acest lucru timp de 15 ani.
Cazul era unul nemai întâlnit în Imperiu până atunci și avea să poarte numele de cazul Văduva Neagră. Vera este trimis în judecată pentru omorul a 35 de persoane, ceea ce o făcea cel mai prolific criminal în serie pe care România l-a dat vreodată fără să vrea. Este condamnată la moarte, dar scapă, pentru că în Iugoslavia acelor vremuri femeile nu puteau fi executate și, în schimb, este trimis în închisoare pe viață. Însă nu rezistă foarte mult acolo. Martorii susțineau că avea obiceiul să discute în continuu cu fantomele victimelor și uneori conversațiile erau destul de obscene, colegile ei de celulă fiind destul de deranjate de acest lucru. Așa că este declarată schizofrenică și transferată într-un ospiciu de boli mentale. Rezistă acolo până în anul 1960, când, la vârsta de 57 de ani, moare în urma unui atac cerebral. Pentru criminaliști, Vera Renzi devine studiu de caz și este încadrată în tipologia Black Widow, a criminalelor în serie de tip hedonist, care obțin satisfacție pe baza afectului. Motivația ei de a rămâne ultima femeie din viața bărbaților o transformă într-o ucigașă foarte inteligentă, manipulatoare, extrem de organizată și răbdătoare. Reușea să-și acopere urmele, operând crimele într-un singur loc, în conacul ei, unde accesul străin era controlat doar de ea. Ca precauție suplimentară, cadavrele erau închise în cripta a cărei chei erau tot timpul asupra ei, sicriele unde erau depozitate victimele fiind și un fel de suveniruri. Folosea ca armă seducția, iar modul de operare a crimei era același și se perfecționa odată cu timpul. Victimele erau de obicei necunoscute de autorități și se folosea deseori de statutul social de a-și face primele două victime dispărute fără urmă. Toate aceste lucruri fac ca Vera Renzi să fie cea mai renumită criminală în serie din istorie, iar denumirea de Văduva Neagră, atribuită de presa celor vremuri, avea să fie folosită în romane de succes și ecranizări de filme. Acesta a fost episodul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă vreți să ne susțineți pe mai departe în misiunea noastră de a vă aduce cei mai celebri de necunoscuți români pe YouTube, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru a fi primii care află când apare următorul video. De asemenea, urmăreți-ne și pe Instagram, Travel with Matei, Irinuca210, The Studio Iași și Fica Iași. Apropo de Fica Iași, mulțumim și gazdei noastre de astăzi. Dacă vreți să savurați o cafea extraordinară într-un ambient plăcut cu oameni super faini, Fica este locul potrivit pentru voi. Eu am fost Matei de la Travel with Matei și v-am țucat.